mașină aveți dumneavoastră, vă rog să desfaceți ușile. Pentru ce este mașina dumneavoastră autorizată? Unde mergeți? La Ciupeș, nu? Da, la Ciupeș. Noi vă înțelegem, dar mașina asta este pentru transport mărfuri vrate. Vă murim de foame și vă folosiți de mașină. Știu, dar eu nu vreau să muriți în accident. Nu murim, domnule. Nu, nu. Asta apreciem noi, nu dumneavoastră. De 2 săptămâni. De 2 săptămâni? Da. Plătește comisiuni și ne ducem și noi să câștigăm și noi pâinea. Noi riscăm să mergeți așa mulți într-o mașină care... Păi nu suntem pe balocuri! Câte locuri aveți în autovehicul prevăzut în certificat? 9 locuri aveți. Certificat unde? Nu are documente astea. De ce? Plecăm la pădure, ne udăm. Domnule, vă înțeleg, le lăsați în mașină, le-am și pierdut, să mașii umblă pe mașini. Haideți să verificăm și vedem dacă sunt numele de locuri răspunzătoare. Da, șef, da. Unde mergeți? La Aculeț? De Ciupeș? De Ciupeș. Aveți locuri suficiente? Hai, taceți, domnule, dă-mi gură dumneavoastră. Da. Aveți locuri? Puțin. Zic locuri, aveți suficiente? Câte persoane sunt? Păi, da? 9 persoane. Cam înghesuite acolo în spate. Păi nu, dar la 9 persoane așa e. Avem respect față de munca dumneavoastră. Dar înțelegeți, ați văzut toate evenimente și la televizor. Am văzut, șeful, da. Și e periculos. Da. Nu vă crezi nimeni copiii, să știți dacă sunt învățați. Așa e, șef, aveți dreptate, dar ce să faci? Suferă. Eu ce să mă știu. Căștiu? Deci v-am spus, n-are nimeni nimic împotrivă cu existența dumneavoastră, vă câștigați banii cinstit. Dar trebuie să fiți și transportați în siguranță. În această dimineață, efectivele de poliție rutieră, în colaborare cu reprezentanții de la Registrul Auto Român, au desfășurat o acțiune vizând nereguli în ceea ce reprezintă transportul de persoane. Așa după cum am constatat cu toții, în țară au fost evenimente rutiere unde autovehicule care au transportat persoane în condiții improprii au fost implicate în evenimente rutiere cu consecințe din categoria celor pe care noi nu ni le dorim în județul nostru. În acest sens, în baza unor informații, ne-am deplasat pe drumul național 71, unde am identificat mai multe autovehicule de transport care aveau număr mai mare de persoane decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare, chiar în condiții mai mult decât improprii, fiind dispuse măsuri de sancționare și a fost luată măsura indisponibilizării, întreruperii deplasării acestor autovehicule pentru a reduce riscul rutier. Continuăm aceste activități, acțiuni în cadrul cărora au fost identificate nereguli în ceea ce reprezintă și transportul de mărfuri, nerespectarea timpilor de odihnă și de repaus și de conducere a autovehicule, dispozitive de manipulare a acestor sisteme de monitorizare a timpilor de conducere și de odihnă. A fost identificat o auto special în care se transportau cereale fără documente legale. Vor fi dispuse măsurile legale și, bineînțeles, aceste cereale sau autovehiculele care au dispus și au avut asupra lor dispozitive de manipulare a timpilor de odihnă și de conducere, li s-au aplicat sancțiuni din categoria legilor speciale cu valori de peste 4.000-5.000 de lei. Erau inclusiv mașini de marfă în care erau transportate persoane, chiar și 10 persoane. Bineînțeles, așa cum ați constatat și dumneavoastră, în loc să fie 3 persoane, așa cum prevedea certificatul de matriculare, am identificat 10 persoane care erau transportate în condiții improprii. Scopul acestei acțiuni este diminuarea riscului rutier și pe cât posibil să tragem un semnal de alarmă și să responsabilizăm pe cei care se află la volanul unor asemenea autovehicule să le folosească conform destinației pentru care au fost fabricate.